În duminica aceasta ați auzit vindecarea minunată a unui om demonizat din ținutul Ghergesenilor, o cetate locuită de samarineni. Samarinenii despre care știți că erau rude cu evreii, dar amestecați cu neamurile păgâne după robia din Babilon. Și după cum se amestecaseră trupește, se amestecase și credința lor cu fel și fel de învățături ale închinătorilor la idoli. Și pierduseră bună parte din legea lui Moise și pierduseră în bună parte legătura cu Dumnezeul cel adevărat. Și Mântuitorul nu ocolește această cetate, ci împreună cu ucenicii săi vine ca să o cerceteze. Iar în afara zidurilor cetății, acolo unde păstorii pășteau porcii ca o turmă, cum paște acum turma satului pe Islaz. Așadar, erau porcii tuturor locuitorilor din cetatea aceea, adunați la un loc și păscuți în afara zidurilor cetății. Era o parte, într-adevăr, din avuția acelei cetăți, această turmă de porci. Și în apropiere era unul dintre locuitorii acelei cetăți, cu siguranță fiul unei familii din cetate, fratele cuiva din cetate, dar care era stăpânit de diavol. Și într-atât de tare îl chinuia vrăjmașul, încât nu mai putea fi ținut nici în legături, nu mai putea fi stăpânit nici de cum, ci îi necăjea pe cei care treceau pe drumul acela și își făcea rău și lui însuși, sărind în foc și sărind în apă, căutând vrăjmașul să-i ia viața. Dar Dumnezeu nu îngăduie. Și poate ați mai auzit și frățiile voastre despre cazuri de oameni rău, supărați de duhurile răutății. Și la un moment dat te întreb cum, când el aproape că pare să nu mai aibă nicio putere asupra lui, cum de omul ăsta nu cade undeva într-o prăpastie? Cum de nu s-a întâmplat să moară într-un accident? Dumnezeu le păzește viața, pentru că viața este doar în mâna lui Dumnezeu, viața noastră. Indiferent cât de multă putere ar câștiga vrăjmașul asupra noastră, din cauza slăbiciunilor noastre, a păcatelor noastre, a păcatelor celor din jurul nostru, nu are stăpânire peste viața noastră. Și aceasta ni s-a descoperit încă din cartea lui Iov, în Vechiul Testament, unde vrăjmașul cere voie de la Dumnezeu să-l ispitească și să-l necăjească pe Iov, iar Bunul Dumnezeu, ca să dea prin Iov pildă nouă tuturor de cât de mult poate răbdarea să întărească pe om, îi spune: toate ale lui poți să le prefaci în pulbere, dar de viața lui să nu te atingi. Așadar, viața noastră, iubiților, este întotdeauna în mâna lui Dumnezeu. Chiar și în cazurile cele mai extreme, vedeți, în care omul pare cu totul stăpânit de răutate, viața este în mâna lui Dumnezeu. Aceasta nu trebuie să uităm nici noi care nu suntem stăpâniți în chip văzut și într-atât de tare necăjiți de duhurile necurate, cum sunt acești oameni pe care îi numim posedați. Dar și noi, la un moment dat, câteodată ne simțim asupriți, fie de răutatea celor din jurul nostru,
fie de slăbiciunile și de neputințele noastre și ajungem până la marginea deznădejdii. Dar nu trebuie să uităm niciodată, iubiților, că viața noastră este doar în mâna lui Dumnezeu. Așadar, dacă stai și rabzi încercând să rămâi în dragostea lui Hristos, viața, dacă o ia Hristos, știe de ce a luat-o, ca să îți dea în loc viața cea veșnică. Așadar, nu este o pierdere niciodată. Pierderea ar fi dacă ar putea să o ia cineva care nu ne vrea binele. Un duh rău, dar Duhul cel rău nu poate să ridice viața noastră. Numai Bunul Dumnezeu. Și iată, Mântuitorul întâlnește pe omul acesta și încă nu apucă să spună nimic Hristos. Încă din depărtare, văzându-l, demonii care îl stăpâneau încep să strige: ce ai cu noi, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit să ne chinuiești mai înainte de vreme? Așadar, vedeți, iubiților, vrăjmașul îl mărturisește pe Dumnezeu. Crede și se cutremură, cum spun Sfinții Părinți. Și aceasta iarăși trebuie să ne fie nouă învățătură atunci când ni se pare că nu poate să se ascundă nimic rău acolo unde este pomenit numele lui Dumnezeu. Dacă cineva pomenește numele lui Dumnezeu și săvârșește lucruri în numele lui Dumnezeu și vine cu o învățătură pe care el o pune înaintea noastră în numele lui Hristos, să nu credeți, iubiților, că nu se poate ascunde acolo o înșelare a vrăjmașului. El nu se teme de oameni. Nu se teme de înțelepciunea noastră care este neputincioasă. Nu se teme să ne înșele pe noi. Și mărturisește pe Dumnezeu pentru că El are o credință, iubiților, poate mai mare decât a noastră, pentru că El știe de unde a căzut. El este încredințat, cum spune Sfântul Pavel, că noi avem o nădejde a celor pe care nu le-am văzut, a celor nevăzute. Dar diavolul l-a văzut pe Dumnezeu. El a fost înger de lumină în preajma lui Dumnezeu, stând și văzând lucrarea lui Dumnezeu, văzând atotputernicia lui. Așadar, diavolul se cutremură. Omul nu se mai cutremură. Și o să vedem, iubiților, și avem în fața noastră pilda acestor cetățeni din cetatea Gadarei sau Gherghesa. De fapt, erau două cetăți unite acolo. De asta apare uneori în Scriptură Gherghesa, în altă parte Gadara. Ele erau unite într-una. Și o să vedem cum ei reacționează, iubiților, asemănător diavolilor, dar în același timp diferit. Deci, iată, vrăjmașul spune, îl roagă pe Mântuitorul, după ce îi spune, ai venit să ne chinuiești înainte de vreme, spune, dacă ai să ne scoți din omul acesta, lasă-ne să intrăm în turma aceasta de porci. Și Mântuitorul le îngătuie și le spune bine. Pentru că Mântuitorul a venit ca să scape sufletul celui chinuit. Și într-adevăr, legiunea de diavol iese din omul acesta și intră în porci. Și porcii de îndată, înnebunind, se prăvălesc în prăpastia care era în apropierea pășunii aceleia. Pentru că era undeva spre malul mării, un mal înalt. Și se prăpădesc porcii. Și află despre aceasta locuitorii cetății, păstorii acelei turme, aleargă în cetate și povestesc. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Uite ce s-a întâmplat. A venit un străin și l-a vindecat pe acela dintre noi care nu putea fi vindecat nicicum și pe care noi îl consideram pierdut cu totul și așteptam ziua în care să-l găsim mort în prăpastie. L-a vindecat și acum stă blând și ascultă cuvântul acestui străin, dar am și o veste proastă. Porcii
s-au prăpădit toți. Pentru că străinul acesta a zis duhurilor necurate că pot să intre în turma de porci. Și atunci cetățenii au ieșit la marginea zidurilor cetății și l-au rugat pe Hristos să plece de acolo. Așadar, vedeți, iubiților, despărțirea de Dumnezeu este și de o parte și de alta. Diavolii nu pot avea părtășie cu Hristos. Și numai apropierea Mântuitorului îi face să tremure și să-și dorească să fie în altă parte, ca o forță care îi respinge. Și se îndepărtează și îndepărtându-se se duc în porci și se prăpădesc porcii, iar vrăjmașul pleacă de acolo. Iar omul, oamenii acestei cetăți, se desfac și ei de Hristos. Dar cum, iubiților? Vedeți? Diavolul cere voie să plece el. Dă nevoie să ieșim din omul acesta și să intrăm în turma de porci. Omul însă are mai multă îndrăzneală. Omul spune așa, știi ceva? Noi rămânem aici. Este cetatea noastră. Rămânem aici cu apucăturile noastre. Rămânem aici cu obiceiurile noastre. Rămânem aici cu porcii noștri, o să creștem alții. Nu o să ne întrebăm nicio clipă de ce s-a întâmplat asta. Ce înseamnă schimbul acesta? Sufletul unui om care era chinuit, pe de o parte, și porcii noștri pe de altă parte. Sufletul omului s-a scăpat? S-au pierdut porcii? Nu o să ne întrebăm ce înseamnă asta. Așadar, noi rămânem aici cu ale noastre, iar tu pleacă. Asta este reacția omului. Atunci când judecățile lui Dumnezeu nu că îi sunt neînțelese, pentru că ei nu întreabă, iubiților. Vedeți? Nu întreabă ce s-a întâmplat. Nu-L iau pe Hristos deoparte să-L întrebe ce ai făcut? De ce așa? De ce trebuia ca omul acesta să se vindece numai cu prețul porcilor noștri, cu prețul avuției noastre? Ei nu întreabă. Omul nu întreabă, nu-L mai întreabă pe Dumnezeu. De ce? Atunci când nu întrebi un lucru pe care nu-L înțelegi, ce înseamnă? Înseamnă că ți se pare că-L înțelegi. Înseamnă că ți se pare că-L înțelegi. Așadar, ei și-au dat un răspuns care nu le-a convenit și atunci au spus, nu ne trebuie așa ceva. Un asemenea învățător nu ne trebuie. Un asemenea mântuitor nu ne trebuie. Un asemenea Dumnezeu nu ne trebuie. Și noi, iubiților cei de astăzi, în noi se strecoară aceeași îndoială și se strecoară până la capăt și același fel de a respinge pe Hristos, numai că noi nu avem curajul acesta pe care l-au avut gadarenii să-i spună pleacă. Noi îi spunem așa, îi spunem, dacă ai putea să rămână numai un sfert din tine aici, dacă ar putea să rămână numai câteva lucruri care ne convin nouă din creștinism, numai câteva dintre învățături pe care le împlinim cu ușurință. Sunt câteva păcate care nu ne interesează, nu ne tentează pe noi, nu ne plac, ne scârbă de ele. Acelea să rămână scrise în lege. Acelea să rămână scrise și să fie poruncă împotriva lor. Dar sunt altele pe care noi nici nu le mai considerăm păcate. Și atunci acelea trebuie scoase. Noi vrem să-L tăiem pe Dumnezeu în felii și să păstrăm numai partea cea mai bună. Cum aleg copiii mâncarea, aleg pun pielița deoparte, sau dacă este un zgârcet, îl dau deoparte, sau o bucățică de grăsime și păstrează cei mai buni. Și noi așa vrem noi să facem cu Dumnezeu. Așa vrem să facem cu Învățătura Sfântei Evanghelie. Tot ceea ce nu ne convine, dăm deoparte. Și păstrăm ceea ce ne este ușor. Îi judecăm pe cei care săvârșesc păcatele, dar care păcate? Nu orice păcate. Îi judecăm pe cei care săvârșesc acele păcate
care pe noi nu ne interesează, care pe noi nu ne ispitesc. Acelea sunt cele mai rele. Acelea sunt cele mai cumplite. Dar cele care ne stăpânesc pe noi, cele cu care noi înșine ne îndulcim, pe acelea nu le mai numim păcate. Acesta este felul înțelepciunii lumii de a ne justifica mereu dreptatea noastră și prin aceasta dăm deoparte cu totul dreptatea Bunului Dumnezeu. Pentru că Sfântul Ioan, Evanghelistul, spune așa: oare nu știți că dragostea față de lume este vrăjmășie față de Dumnezeu? Și Sfântul Isaac Sirul spune ce înseamnă lumea atunci când Mântuitorul spune să nu faceți cele ale lumii, atunci când, iată, Sfântul Ioan spune că dragostea de lume e vrăjmășie față de Dumnezeu. Cel care caută prietenia lumii, este scris în cea din tâi epistola Sfântului Ioan Evanghelistul, cel care caută prietenia lumii, acela se face vrăjmaș al lui Dumnezeu. Ce înseamnă lumea? Aceasta, spune Sfântul Isaac Sirul, este lumea, este viața trăită doar trupește, după cele ale trupului. Așadar, atunci când trupul îți devine ție stăpân și ghid în tot ceea ce faci, chiar și în înțelepciune, adică ajung simțurile să-ți conducă mintea, asta se întâmplă cu înțelepciunea acestei lumi și a acestui veac. Este o înțelepciune trupească, nu duhovnicească. Și această lume, iubiților, este lumea care trebuie lăsată deoparte. Este lumea împotriva căreia trebuie să avem curaj să stăm fiecare, nu urcându-ne undeva pe un piedestal și începând să răcnim și să ne certăm cu lumea. Nu. Ci în viața noastră, în familia noastră, în obștea noastră, atunci când lumea dă năvală încercând să-ți impună un alt adevăr decât adevărul lui Hristos, atunci trebuie să te împotrivești. Atunci trebuie să ai curaj. Atunci trebuie să-ți aduci aminte de cuvântul lui Hristos, de cuvântul Sfântului Ioan Evanghelistul, care a fost dat prin Harul lui Dumnezeu. Tot Sfântul Ioan, prin Duhul Sfânt, spune așa: să nu iubiți cele ale lumii, pentru că cele ale lumii nu sunt de la Tatăl. Și după aceea spune: și cele care sunt ale lumii, adică acestea sunt pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții. Acestea nu sunt de la Tatăl și vor trece odată cu lumea aceasta. Pofta trupului, poftele trupești de toate felurile. Lăcomie a pântecelui, plăcerea de a te îmbrăca frumos, de a te înfrumuseța, trupește peste ceea ce Bunul Dumnezeu ți-a rânduit. Toate cele care ne fac nouă plăcere, dar care în același timp întinează templul lui Dumnezeu. Trupul vostru, spune Sfântul Pavel, este templul al Duhului Sfânt. Și așadar, nu avem voie să-L întinăm, să-L murdărim. Pofta ochiului este diferită de pofta trupului. Ce vrea să spună aici Sfântul Ioan Evanghelistul? Este acea poftă care nu se săvârșește prin faptă. Poftele trupului le săvârșim trupește, cu membrele trupului nostru, în fel și chip, cu simțurile trupului. Pofta ochiului este aceea care intră în minte. Sunt toate aceste păcate pe care le săvârșim cu mintea noastră. Ne dorim lucruri, le poftim cu ochii. Nu ajungem poate niciodată să le săvârșim cu fapta sau să le stăpânim cu adevărat, concret. Dar ne consumăm atât de tare după ele, încât unele ne devin adevărate obsesii și ne chinuie. Și atunci când nu le avem sau când le pierdem, cădem în deznădejde și în depresie și în întristare și în tulburare. Și apoi trufia vieții, trufia știm ce este, este mândrie. Și aceasta se arată sub mai multe forme și ea. Este o mândrie care te face să te socotești mai bun decât ceilalți.
Este o mândrie care te îndeamnă la îndreptățirea de sine. Adică tot ceea ce faci tu are o justificare bună. Tot ceea ce faci tu are o rațiune. Așa îți spune această îndreptățire de sine. Și atunci, dacă cineva îți reproșează sau dacă cineva încearcă să te îndrepte, îi spui, nu te amesteca, știu eu mai bine. Tot trufia vieții este și aceea care te face să te iubești pe tine însuți, într-atât încât să-ți cocoloșești toate slăbiciunile. Să nu vrei să rup nimic din tine, chiar dacă simți că te trage în jos, cu toate acestea spui, așa sunt eu. Asta este personalitatea mea, ăsta este caracterul meu, asta e firea mea. Îndrăznim să-L tragem în aceste păcatele noastre și pe Bunul Dumnezeu care ne-a zidit. El este Cel care a zidit firea noastră. A zidit-o pentru păcate? Dar noi îndrăznim să spunem, așa este firea mea, așa sunt eu, mai nervos, așa sunt eu. Când mă super, te lovesc, așa sunt eu. Așa sunt eu, mai spun din când în când câte o minciună. Așa sunt eu, mai supărăcios. Dacă îmi spui o vorbă care nu-mi convine, am să te țin minte și n-am să te iert câteva zile. Asta e firea mea. În felurite chipuri ne îndreptățim pe noi înșine și în felul acesta, vedeți, iubiților, ne despărțim de Dumnezeu. Ce i-a pierdut pe oamenii aceștia, cetățenii aceștia ai Gadarei? Ce s-a întâmplat în mintea lor și în sufletul lor, de l-au gonit pe Hristos, neîncercând măcar să afle ce-i cu El. Ceea ce stăpâneau, îi stăpâneau. Stăpâneau această turmă de porci, parte din avuția lor. Și această avuție a lor ajunsese să-i stăpânească pe ei. Iar când avuția aceasta s-a prăpădit, a fost ca și cum s-a rupt o bucată din ei. N-au putut îndura. Și aceasta, iubiților, este una dintre probele, stării noastre duhovnicești în raport cu lumea din jurul nostru și cu bunurile materiale și cu avuțiile noastre. Uneori spunem, nu sunt împătimit după bani și după cele materiale. Îmi place să le am. Îmi place să am o haină bună, să am o mașină bună, să mănânc bine, dar nu sunt împătimit după lucrurile astea. Și proba care este? Când o pierzi. Când pierzi lucrul acela care îți place ție. Unii își ieși din fire dacă le zgârie cineva mașina. O mașină frumoasă, nu o țin, o spală mereu și o mea că se zgâriată. O oglinda spartă. Este o tragedie pentru ei. Și în felul acesta pot să cunoască ceva despre ei. Alții se supără pentru altceva. Pentru o sumă de bani. Au împrumutat-o. Desigur, omul a spus, o dau înapoi peste o lună. Au trecut 3 luni, au trecut 6 luni. Nu se poate ierta niciodată. Îi se pare? Deși s-au putut lipsi. Vedeți? Că ceva este rupt în mintea noastră, iubiților. Patima schimbă mintea noastră. Spune foarte frumos Sfântul Proroc Solomon. Imediat vă spun ce zice el. Deci, ceva se schimbă în mintea noastră pentru că ai putut să dai suma aceea. Deci ai putut să trăiești fără ea, da? Ți-a spus 3 luni, 3 luni ai putut să trăiești fără ea. Au trecut cele 3 luni, nu mai poți să trăiești fără ea. Dintr-o dată, patima este cea care îți schimbă și felul de a gândi și felul de a simți. Spune Solomon așa, spune, vraja viciului întunecă cele bune. Vraja viciului întunecă cele bune. Iar amețeala poftei schimbă și gândul cel fără de răutate. Așa lucrează păcatul în noi, iubiților. Pentru că noi, cei mai mulți dintre noi, nu ne socotim niște mari păcătoși. Dar spunem, din când în când fac câte o greșeală, din când în când fac păcatul ăsta. Și atunci lucrurile undeva nu se potrivesc. Chiar despre cei dragi ai noștri spunem. Și foarte des aud aceasta. Nu-i om rău. Nu-i deloc om rău. Dar, na, când se împadă, face ca o fiară. Sau, nu-i om rău, dar... Își înșală din când în când soția. Dar altfel este pâinea lui Dumnezeu. Cum adică?
potrivesc acestea. Se poate așa ceva oare? Nu se poate, iubiților. Nu se poate. Este o capcană aici. Vraja viciului întunecă cele bune. Ce înseamnă că le întunecă? Omul acela care era bun, prin vraja viciului, prin vraja păcatului, păcatul acționează asupra lui ca o vrajă și întunecă, adică murdărește. Dacă o haină este alb imaculat și după aceea a trecut o mașină și te-a împroșcat cu noroi, poți să mai spui, este împroșcată cu noroi, dar este curată? Păi nu poți să spui că e o contradicție aici. Ea nu mai e curată atunci, e murdară. Tot așa, iubiților, și răutățile noastre pe care le săvârșim, și păcatele noastre, și cu fapta, și cu gândul, ele nu ne lasă cum eram înainte. Nu mai este sufletul acela bun și nevinovat atunci când săvârșește un păcat cu bună știință. Nu mai este întunecat. Iar amețeala poftei schimbă și gândul cel fără de răutate. Deci, cel care avea gânduri fără de răutate înainte, dacă este amețit de pofte, gândurile lui nu vor mai fi la fel. Gândurile lui vor fi sucite. Și atunci ne întoarcem la noi și vedem cum felurite lucruri din lumea aceasta ajung să ne stăpânească. Uneori ajung să ne stăpânească lucruri pe care nici nu le stăpânim încă. Am văzut oameni care sunt foarte revoltați pentru că nu au căpătat ceea ce credeau ei că li se cuvine. Sau ceea ce așteptau să capete. Sau li s-a promis ceva și nu li s-a dat, dintr-o cauză sau alta. Și nu pot trece peste aceasta. Era al meu. Mi se cuvenea. Este ca și cum deja am stăpânit. Vedeți cum patima, iubiților, e o formă de nebunie care modifică realitatea. Schimbă, transformă realitatea adevărată într-o realitate virtuală. Este ca și cum ai, ca și cum ești în fața ecranului și joci un joc pe calculator și ți se pare că ești acolo, că ai o pușcă în mână și tragi cu ea. Sigur că n-ai nicio pușcă, dar ți se pare. Așa și vraja păcatului, așa și amețeala poftei. Te lipești atât de mult de unele lucruri, încât și când nu le ai, dar ți se pare că o să le ai sau că ar trebui să le ai în viitor, te comporți ca și cum deja le ai. Și când nu vin la tine, este ca și cum le-ai pierdut. Dar n-ai avut nimic. Nu le-ai avut. Este o nebunie, iubiților, care ne cuprinde pe toți. Într-un fel sau altul, sub o formă sau alta, ne stăpânesc lucruri diferite. Suntem diferiți și ne stăpânesc patimi diferite. Dar ne stăpânesc într-o oarecare măsură. Și atunci trebuie să ne aducem aminte, iubiților, că avem o boală în noi. Avem această boală a păcatului. De ce e important să știm asta? Pentru că, iată, întunecă cele bune și schimbă gândul cel fără de răutate. Așadar, nu mai putem să punem aceeași bază în mintea noastră ca și cum am duce o viață curată și am putea să ne încredem în gândurile noastre. Și atunci trebuie să ne simplificăm lucrurile. Bunul Dumnezeu îngăduie să trăiești în această boală a păcatului o vreme, până când te lupți și scoți din tine, dar să trăiești simplu. Rugăciunea te ajută să treci prin pașii obișnuiți ai unei zile, fără să greșești, fără să pici într-un accident, fără să faci mari erori de judecată, atâta vreme cât viața ta este simplă. Dar atunci când încerci să te ocupi de lucruri mai complicate, atunci când încerci să judeci lucrurile sau lumea și să le împărtășești altora înțelepciunea și judecățile tale, atunci Harul lui Dumnezeu nu te mai ajută. Pentru că ai uitat smerenia și rămâi doar cu mintea ta care cum este. Este întunecată de vraja viciului și gândurile cele bune ale tale nu mai sunt bune, fiindcă au fost schimbate de amețeala poftelor. Și atunci picăm în greșeală. De asta, iubiților, scăparea este smerenia. Pentru că atâta vreme cât stai într-o stare smerită și te lupți cu păcatele tale, Dumnezeu te acoperă. Dumnezeu te acoperă și așteaptă să biruiești și te ajută să biruiești. Dar dacă în loc să lupți cu păcatul tău,
Tu cauți să îndrepți pe cei din jurul tău, cauți să îndrepți lumea, cauți să înțelegi cum funcționează lucrurile, de ce se întâmplă una, de ce se întâmplă alta. În clipa aceea, tu rămâi în păcatele tale, mintea ta rămâne întunecată și amețită, dar ți se pare că ești înțelept. Și din clipa aceea, viața se transformă într-o formă de nebunie. Și nu-ți mai găsești locul, și nu-ți mai găsești ancora, nu mai ai repere și la orice zdruncinătură, fiindcă o vreme lucrurile pot merge bine, dar încercările vin întotdeauna. Și la cea mai mică zdruncinătură, nu mai știi de ce să te agăți și intri într-o derivă totală. De aceea, iubiților, trebuie să ne aducem aminte și să ne folosim de taina spovedaniei ca să ne curățim de această răutate care ne schimbă pe nesimțite, ne schimbă gândurile noastre bune, ne schimbă sufletul nostru care înainte era milostiv, milos și dintr-o dată devenim mai reci și nu știm de ce. Ne schimbă totul, ne schimbă și firea noastră ne schimbă. Și mărturisirea păcatelor este cea care restaurează ființa noastră. Și după aceea, smerenia e cea care te ajută să lupți, pentru că este cea care îți spune, nu te mai gândi dacă ești mai bun decât celălalt, nu te mai gândi dacă el este mai rău decât tine, dacă păcatul lui este mai urât sau mai scârbos decât păcatul tău, că nu despre asta e vorba. Curăță-te pe tine, vindecă-te pe tine și după aceea să poți să fii de folos și aproape lui tău. Scoate întâi bârna din ochiul tău și după aceea ai să vezi să scoți paiul din ochiul aproapelui tău. Aceasta este pilda pe care o desprindem, iubiților, din întâmplarea de astăzi. Să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dea această privire limpede și lucidă asupra bolilor noastre sufletești, ca să le putem mărturisi mai întâi și după aceea cu rugăciunea Duhovnicului, cu puterea Duhului Sfânt, și cu ajutorul Sfinților și ale Maicii lui Dumnezeu să putem să ne luptăm și să ne curățim ca nu cumva, iubiților, vrăjmașul să capete asemenea putere asupra noastră încât să nu mai știm încotro mergem și să confundăm binele cu răul. Să ne întărească Bunul Dumnezeu, să ne apere, să ne dea credință tare și smerenie. Amin.